Bună seara, sunt Alexandru Răducanu, suntem la Economia 21 și am alături de mine doi dintre cei mai reputați executive search manager din România, domnul George Butunoiu, domnul Alin Popescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi în această seară. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Domnule Butunoiu, la dumneavoastră în DEX probabil că în dreptul numărului dumneavoastră scrie executive search sau invers. Ce v-a atras la domeniul acesta? Dacă e să facem un pic de istorie, să plonjați în istoria dumneavoastră personală, cum de-ați ajuns în executive search? Am ajuns din întâmplare, pentru că am făcut asta imediat după Revoluție, când totul era la zero și atunci, imediat după Revoluție, puteai să faci orice, că oricum era nou și se putea face. Și absolut din întâmplare, nu, n-a fost nicio logică. Ați început cu o franciză sau pur și simplu cu o activitate locală? Nu, am început, am făcut eu o firmă de recrutare și după am vrut să, imediat după aceea, m-am gândit că văzusem că ăsta e tendința și așa e bine. M-am dus, nu m-a luat nimeni în serios, evident. Mi-au zis toți, după cum le-aș zice și eu altora, m-au zis, du-te, începe, fă niște recrutări și mai vorbim peste un an. Dacă reușești, dacă le faci bine, vedem. Și exact asta am făcut. După aceea, când m-am dus anul următor, a fost alta discuție. Cum a fost pentru dumneavoastră? La fel ca probabil pentru foarte mulți alții, un accident. Fericit sau nefericit? Istoria a dovedit că fericit. Mie unul cel puțin mi s-a potrivit. Sunt și oameni pentru care lucrul ăsta n-a fost foarte potrivit. Dar eu personal nu știu pe cineva care să-și fi dorit la un moment dat foarte mult să devină un consultant în executive search. Și oamenii mai degrabă au ajuns într-un anumit moment într-un astfel de activitate. Ce tip de calități se cere de la un executive search? Din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că este calitatea cheie care face să aveți succes în acest domeniu? Aș zice că sunt mai multe. Ar trebui să fie un cumul de calități, mai ales dacă luăm în calcul cele două aspecte ale activității de executive search, și anume cea de execuție a proiectelor de executive search și cea de obținere a proiectelor, care e practic o activitate de vânzare a serviciilor pe care le furnizezi. E foarte important să fii bun în ambele activități, pentru că altfel una fără cealaltă nu ajung foarte departe. Totuși, reputația fondatorului vinde, să spun așa, proiectele, nu mai degrabă decât o activitate de vânzare tehnică. Asta da, la firmele de executive search, cele care fac recrutări puține și pe poziții mari, aproape exclusiv cel care conduce sau cel care a fondat. Și depinde de imaginea lui și de felul în care îi convinge. Nu prea am văzut, nu știu, există firme care au oameni pe vânzări specializați pe executive search? Nu cred. Există companii care împart aceste activități între cei care fac, să spunem, business development, și e un lucru la care clienții ar trebui să se uite cu atenție. Pentru că eu, dacă aș fi client, aș vrea să mă uit mai degrabă la cine va executa proiectul meu decât la cel care mi-l vinde, pentru că, pe urmă, să-l dea cuiva spre execuție. În străinătate nu există așa. Deci niciuna din firmele mari. Cel cu care discută clientul e cel care îi face și recrutarea, de regulă. Nu. Orfi. Te-aș contrazice aici. Pentru că domnul Popescu a punctat calitățile necesare. Pe dumneavoastră v-aș întreba ce să nu ai ca specialist în executive search. Ce te trage înapoi, ce îți creează probleme, ce să eviți în personalitate sau în tipul de abordare? Să eviți orice îl enervează pe client și îl face să se ducă la altcineva, chiar dacă îi face o recrutare mai proastă. Deci, calitățile de vânzător. Fiindcă în aici, vânzarea,
de să fii, să fii capabil să, să vinzi o recrutare e de 10 ori, de 30 de ori mai greu decât, decât să faci recrutarea. Da? Așa că succesul business-ului depinde de calitățile de vânzător în mare parte. Ține de flex sau de o știință să recrutezi un candidat bun pentru o poziție de top? Și cam, cam la ce nivel de poziții deja se apelează la executive search? Aș spune că e foarte periculos să te bazezi pe flair. Este eu, cel puțin aș recomanda să într-o foarte mare măsură să ignori ceea ce unii ar putea defini ca fiind flair. Trebuie să te bazezi pe un proces pe care să îl execuți ca atare, pe niște pași bine definiți pe care să-i urmezi și fără să cauți scurtături, fără să tai colțuri. Mai este interviu principal instrument în zona aceasta? Bun, nu. N-a fost niciodată, mai ales la, la nivelul ăsta. Bun, nu se poate fără, fără interviu, însă succesul unui astfel de demers depinde aproape în exclusivitate la de accesul la informații pe care îl, îl ai, da? Informații despre, despre omul respectiv. Fiindcă degeaba poți să discuți tu de, de 10 ori cu, cu el că nu, nu afli lucrurile mari, importante, ce prostie a făcut, ce... Mai ales că nimeni nu scrie în CV eventuale puncte slabe sau greșeli pe care le-a făcut în carieră. Da. No, și nu numai că nu le scrie în CV, foarte mulți nu le admit, nu le recunosc nici măcar atunci când sunt întrebați. Și eu nu înțeleg de ce. Pentru că inclusiv greșelile pe care le facem, dacă învățăm de ele, din ele, ne transformă în ceea ce, în ceea ce suntem. Chiar mă întrebam la un moment dat cum se face că foarte mulți din cei cu care mă întâlnesc, pe care îi intervievez, nu au avut eșecuri. Cum se face că eu îi intervievez numai pe cei care au avut succes pe linie? Am onoare că răspuns la întrebarea asta. Aveți câteva instrumente magice așa prin care testați candidații? Niște teste pe care le dați? Sunt, evident că, că sunt și sunt, sunt extrem de simple. În general, dacă cu siguranță că sunt cel mai nesuferit headhunter de pe, de pe piață, da? Și în general o bună parte din succes... V-ați creat deliberat această imagine? Și deliberat. E un instrument de, de lucru, pentru că dacă reușesc să treacă de, de mine candidații, atunci sunt șanse mari să fie acceptați de, de către client. Însă nu e deloc ușor să treacă de mine. Da? Și de aia sunt și foarte detestat pe piață, fiindcă mulți sunt convinși că datorită mie n-au ajuns la nu știu ce joburi. Chiar cum e poziția asta de a fi deținătorii unor joburi valoroase pe care mulți oameni le răfnesc într-un fel în carieră? Noi nu suntem deținătorii acelor joburi. Da, așa, ca imagine publică. Cumva pare că dumneavoastră sunteți stăpânii joburilor, ca să spunem așa, și le scoateți din pălărie ca un magician și le oferiți cuiva din public, nu? Alegeți pe cineva. Trebuie să înțelegi responsabilitatea poziției în care te afli. Pentru că influențezi într-un anumit moment viața, cariera cuiva prin lucrurile pe care le faci. Și viețile multor altor oameni în cascadă, pentru că dacă vorbim de o companie care are 5.000 de angajați sau 500 sau 100, dacă pui acolo un manager potrivit va însemna ceva, dacă pui unul nepotrivit va însemna altceva. Poate jumătate din oamenii au să plece acasă într-un an de zile dacă lucrurile iau o turnură nefericită. Exact. Responsabilitatea nu e mică. E adevărat, eu prefer să nu mă gândesc la asta, că mă apucă depresia și remușcările, fiindcă evident știu că
sunt o mulțime de candidați buni sau care ar fi fost mai buni pe care nu-i recomand, fie că nu mi-am dat eu seama, fie că pur și simplu n-am ajuns la ei. Am avut alții și m-am oprit la ei. Dacă ar fi să-mi fac procese de conștiință până la capăt, probabil aș avea o problemă. Aici intră instinctul de conservare în funcțiune și ok, mă face oarecum imun. Aici putem reveni la ce spuneam mai devreme legat de execuția unui proces foarte, foarte bine structurat, care să te ducă către cei mai potriviți candidați la acel moment în piață. Și să vă dea o liniște, că faceți aveți o plasă de siguranță și alegeți cumva candidatul safe. Exact. Ok. Nu alegem neapărat candidatul safe, alegem candidatul care potrivit. Este potrivit cu cerința unui client. Sunt și clienți care nu caută acest safe, ba dimpotrivă. Caută niște oameni care să schimbe. Disruptiv, cum se cheamă. Exact. Aici e o discuție de principii și de fond. Mulți cred că o firmă de recrutare, una de executive search, caută candidatul, omul cel mai bun la modul absolut. Da? Ceea ce nu se întâmplă și nu se poate întâmpla. Da? Și eu și Alin și toată lumea ne punem o anumită limită, da? Când găsim niște candidați care trec de limita respectivă și sunt considerați buni, îi prezentăm și ne oprim la un moment dat, fiindcă altfel n-am terminat niciodată. Cu siguranță că întotdeauna există unul și mai bun de care... Cât durează un proces de recrutare la nivelul acesta? În medie? Ăsta nu... Ce depinde de noi acum cu internetul și cu toată experiența din urmă se face mult mai repede decât acum 10 ani. Să zic acum 10 ani, 15 ani, lucrai 3-4 luni la astfel de recrutare. Acum în 3-4 săptămâni dacă nu ai găsit ce cauți, nici nu găsești. Deci cu toate informațiile pe care le ai la îndemână și cu... Folosiți și mijloacele tehnologice sau mai mult țineți la relația față în față? Adică faceți și interviuri pe Skype, prin telefon, alte social media, alte soluții? Într-o primă fază, nu am selectat niciodată pentru un proces, printr-un proces de selecție, nu am recomandat niciodată pe cineva doar pe baza un astfel de interviu. Țin minte că la începuturile mele în acest domeniu am avut un training cu cineva care mi-a explicat că ar fi bine să fac un interviu în acest setup și nu la o masă, pentru că atunci pur și simplu voi vedea doar jumătate de om. Închipuieți cât văd dintr-un om atunci când vorbesc cu el chiar și în fața unui calculator. Recrutați și pentru străinătate? Aveți cerințe din afara României pentru români? Au început românii să fie ceruți în afară? Ca manageri, nu prin firmele de executive search. Ajung ca manager, cei mai mulți care ajung, da, se mai întâmplă. Însă, la mine e foarte, foarte rar. Poate la Alin, el fiind dintr-un grup mare, poate că se întâmplă, însă... Da, experiența de piață emergentă a românilor și, în general, a celor din Europa de Est, se dovedește de interes, se dovedește de folos pentru anumite organizații care vor să trimită acești manageri în alte piețe emergente. Ține mai mult de țările respective? Adică e o chestiune de cultură locală a unor țări sau ține de domenii? Sunt anumite domenii de piață în care se caută mai mult oameni? E o combinație. Omul respectiv trebuie să cunoască domeniul respectiv, trebuie să aibă experiență într-un anumit tip de job, trebuie să fie potrivit contextului cultural, economic, în unele cazuri politic, al țării în care merge și, evident, trebuie să-și dorească lucrul acesta, trebuie să fie motivat să meargă acolo. Eu nu prea am auzit până acum și nici nu cred că există să fie cineva, vreo firmă din cine știe ce țară care să vină să caute în România. Da? Caută în mai multe țări și includ și România. Asta da. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Mă gândeam deci că în tehnologiei, cumva, în IT, românii par să aibă o carte de vizită bună. Nu caută, nu la nivel de manager. Vine
La nivel de programator și alte... Nu au niciun motiv să vină, când fac asta, să vină în România și să nu se ducă și în Bulgaria sau în... Că nu. Nu au la... Au început să urce în ierarhie românii în firmele străine din România? Era acea modă cu managerul expat. Mai este în aceeași măsură? Care sunt tendințele în acest moment în România? Au fost fluctuații, ups and downs pe zona aceasta? Da, nici mai au fost, fluctuații. În perioada crizei, multe companii au restructurat aceste niveluri intermediare din structura lor de organizare, headquarter-urile regionale. Asta pentru că cineva de la Detroit se uită la întreaga organigramă, zice, ok, avem un sediu global care este la Detroit, avem unul pentru EMEA care este la Londra, avem unul pentru Europa care e la Geneva, unul pentru Europa de Est care e la Viena, la Praga, unul pentru Europa de Sud-Est care e la București. De fapt, de ce avem nevoie de atâtea sedii regionale? Și unele din aceste sedii regionale au fost pur și simplu desființate. Au fost joburi în acele sedii regionale care au dispărut. Iar acolo erau niște oameni, unii dintre ei, foarte valoroși pentru organizația respectivă. Și atunci organizația a avut de ales. Le plătim un pachet pentru ca ei să plece sau le oferim un job acolo unde avem disponibil de general manager în România, de CFO în Croația sau în Bulgaria. Lucrul acesta s-a întâmplat. A fost un aflux neașteptat în unele cazuri pentru o perioadă de criză. În anii 2009, 2010, 2011, în funcție de ce industrie a fost lovită la momentul respectiv de criză. Când te așteptai că din potrivă se va tăia din costuri, știi că acești... E adevărat că au fost ajustate și beneficiile respectivilor manageri. Da. Ei, odată ce investiția respectivă a început să fie amortizată sau pentru oamenii respectivi au fost identificate alte oportunități în alte zone, lucrurile au început să se schimbe. În unele cazuri au fost schimbați cu alți manageri străini, în alte cazuri au fost schimbați cu manageri locali. Da, dar nu, statutul de expatriat, care înseamnă altceva, nu înseamnă doar să fii străin. Că așa sunt o mulțime de străini, însă sunt extrem de puțini expatriați. Da? Expatriat înseamnă să ai contract de expatriat, ceea ce înseamnă că după contractul de aici ți se garantează sau știi, e un fel de detașare. Detașare, cred că ăsta e termenul românesc cel mai apropiat. Da? Pe când străinii care vin și care concurează cot la cot și pe același salarii și pe aceleași posturi cu România, n-au nicio treabă cu expatriere. Deci sunt acum, nu știu, cred că sunt în toată România câteva sute, mai sunt de poate chiar mai puțin de expatriați. Deci cu contract de expatriat sunt foarte puțini, erau mii înainte. Acum toți și o mulțime de străini care erau înainte cu contract de expatriat, ceea ce le asigurau locuințe, le asigurau tot felul de lucruri și mai ales, repet, da, după terminarea mandatului, ei știau unde se duc și pe ce job, da? Acum nu mai. Nu întotdeauna știau și aici e o provocare, să spun, în a fi expatriat. Pentru că nu întotdeauna chiar dacă care nu știau locul, dar știau sigur că se întorc și că primesc ceva. Pe când cei care au contractul limitat, când se termină contractul, e treaba lor să-și... Cum apreciați pachetele de beneficii la companiile românești? Ne uităm la companiile din America, cele top 500 de companii și vedem că CEO-ul, la nivel global, este adevărat, sau pentru compania din America, are beneficii de niște milioane, uneori de niște zeci de milioane. Se poate replica chiar într-o măsură, păstrând proporțiile, știu și eu, dacă reducem populația Americii versus a României și tem un zero, se pot compara sumele? Sau păstrând proporțiile ce înseamnă? Proporțiile business-ului. Da, nu ale populației. Da, dar mă gândesc cumva că mărimea business-ului e cumva raportat la populație, la mărimea pieței și... Ce e diferit e și structura compensației pentru oamenii respectivi. Pentru că un CEO al unei companii
CEO global are o structură foarte complexă a beneficiilor pe care le primește. Da, ele însumate ajung la niște milioane sau zeci de milioane, dar trebuie să ținem cont de faptul că o mare parte din beneficii sunt legate de performanțele companiei, sunt legate de atingerea anumitor obiective și pot fi 10 milioane anul acesta și pot fi 2 milioane anul viitor. Puteți da un ordin de mărime al celui mai important, sau cam pe unde sunt cele mai mari salarii în zona de executive manager în România? Vorbim de 10.000 de euro, sute de mii, are ceva milioane? Vorbim lunar, vorbim anual? Să vorbim anual. Da, sunt oameni care câștigă niște milioane de euro. Puțin. Sunt puțin. Bine, cei care câștigă milioane nu prea sunt angajați în, în fac asta din, din business-urile lor sau, mă rog, se angajează în, în business-ul... Au un contract în, de management în, poate... cu ei înșiși, cu, cu business-ul lor și însă în corporațiile nu aruncă așa cu, cu banii pe cât, pe cât crede lumea. Relaționați doar cu CEO-ul companiei când luați un job de executive search sau relaționați și cu departamentul de HR? Cum se întâmplă puțin în spatele cortinei? La nivel local, în puține cazuri sunt implicate funcțiunile de management de aici, din, din România. Și e firesc, e ușor de înțeles. Nu poți să recrutezi un director general pentru România în unei organizații și să discuți cu cineva din România pentru proiectul respectiv. De obicei sunt decizii care se iau, în cele mai multe cazuri, două niveluri deasupra funcțiunii în cauză. Dar acolo, în acel sediu regional, da, sunt de obicei implicați cei din HR, dacă nu există o funcție specializată de talent acquisition, și cel care este șeful superiorul direct al funcției respective, hiring manager. Când este potrivit să se apeleze la un specialist în executive search și când e mai bine să recruteze firma internă? Ați avut situații în care ați zis mai bine recrutați voi, că nu e potrivit pentru mine să caut tipul ăsta de poziție sau de candidat? E o simplă chestiune de, de calcul. Da? Că îți faci un calcul simplu. Da? Bun. Ce ar însemna pentru noi să găsim un manager care să fie cu 3% mai bun sau cu 5% mai bun, da? La o cifră de afaceri de 100 de milioane, nu știu, un director general cu 3% mai bun, poate înseamnă că... 3 milioane. Sau... Poate înseamnă 3 milioane, da? Bun. Da? Merită să plătesc cât plătesc pe o firmă de executive search, să-mi găsească pe cineva cu 3% mai bun decât l-aș putea găsi eu singur. Da? Cât plătesc pe aia, cât ar însemna diferența asta de 3%? E o decizie în funcție de rezultatele calculului. Cel puțin așa ar trebui să se facă. Sigur că nu. De obicei mai în calcul alte aspecte. E un proces de selecție care trebuie să fie confidențial. În cazul ăsta, puțin probabil să implici pe cineva din propria organizație. Sunt potențial candidați care sunt reticenți în a discuta direct de la început cu viitorul potențial angajator. Și în destul de multe cazuri, ei resping o abordare directă de la un competitor sau chiar de la o companie care nu este competitoare. Nici nu dă bine. Și atunci lucru cu un consultant specializat pe zona asta te scutește de dificultățile respective. E și frustrant, da, tu ca angajator să vorbești cu cineva și și ala să te refuze, evident că e foarte frustrant, da? Pe de altă parte e foarte comod să dai vina, dacă nu merge bine, dai vina pe firma de executive search, da? Uite, ei mi l-au recomandat, sunt cei mai mari, cei mai cunoscuți, ce puteam să fac eu. Pe când dacă faci singur și nu iese bine, te trage la răspundere cel deasupra ta. De ce,
Primiți și candidaturi proactive, candidați care vă caută și se autopropun ei pentru o anumită poziție sau vă spun că își caută o anumită poziție sau mergeți pe ideea de a căuta dumneavoastră candidații? Primim. Primim în mod constant astfel de aplicații de la oameni care fie din vari motive nu au un job în momentul de față și își caută unul, sau de la oameni care doresc să facă o schimbare de un anumit, de un anumit fel. Da, mai și de la oameni care nu vor să facă nicio schimbare, că e, oamenii spun, bun, e bine ca CV-ul meu să fie laic, nu mă costă nimic, de ce să nu fie acolo, că nu se știe ce... E recomandat să stai un anumit timp într-o anumită poziție, adică să nu înțepenești acolo, știu și eu, un număr prea mare de ani. Cum priviți din perspectiva asta? La ce vă uitați în CV-ul potențialilor candidați? Ce trage în jos un candidat din perspectiva numărului de joburi pe care le-a avut? Prea multe, prea puține? Există o medie optimă? În primul rând, trebuie să stai acolo și să ai rezultate. Simplul fapt că stai acolo nu este suficient. Deci faptul că nu te-a dat cineva afară nu este o garanție că ai fost și valoros în poziția respectivă, nu? Cred că e periculos să generalizăm. Sunt multe situații particulare și ele trebuie discutate cu, pe de-o parte, omul respectiv, pe de altă parte, cu cei care pot da referințe despre activitatea omului respectiv. Și atunci n-aș generaliza că e potrivit sau nepotrivit un anumit parcurs în CV. Da, trebuie să spui niște semne de întrebare atunci când în 3 ani omul a schimbat 4 joburi. E important să cunoști bine piața și companiile și ce s-a întâmplat în fiecare companie, pentru că da, când a făcut Patriciu, Mercadia și nu mai știu ce, da, evident, și-a atras cei mai buni oameni de pe piață și după un an de zile a închis tot. Sigur că în CV-ul omului apare că a lucrat un an la Mercadia. Dar eu care știu ce s-a întâmplat și cum, îl judec într-un fel. Cineva care nu știe nici ce a făcut Patriciu, nici cine era, trage alte concluzie. Sau la Vodafone, da, când s-a schimbat directorul general și a venit alt director și atunci o treime din, într-un an de zile, o treime din manageri au plecat de acolo. Da, și asta spune cea. Bun, eu știu de ce au plecat, cum, tot ce s-a întâmplat, altcineva care nu știe piața, nu înțelege ce s-a întâmplat. Așa că, cum zicea și Alin, nu poți să tragi nicio concluzie doar citind CV-ul fără să știi da, ce era pe piața respectivă și ce era cu companiile alea și de ce și cine era director pe acolo și cât de greu era să lucrezi cu un astfel de om. Așa că... Sunt anumite domenii mai fierbinți în momentul de față, care ar fi the hot points now? În zona de top management n-aș putea să spun că sunt anumite domenii care să fie cu adevărat fierbinți. Poate sunt câteva tipuri de funcțiuni care, prin natura momentului pieței, au un impact foarte mare asupra organizațiilor. Sunt industrii care sunt din ce în ce mai reglementate și atunci o funcțiune de governmental affairs, de legal, poate să-ți influențeze foarte mult business-ul respectiv. O funcțiune de compliance într-un domeniu cum ar fi cel farmaceutic sau cel al serviciilor financiare, cel bancar, iarăși influențează foarte mult business-ul într-un anumit domeniu. Dar nu aș zice că există un domeniu care să fie un star în momentul de față. E statul un star? Am văzut că dumneavoastră aveți și multe poziții pentru care căutați la asta. Probabil că la mai mult de jumătate din ele pierd bani, însă îmi place la nebunie experiența asta și mie extrem de utilă din multe puncte de... Cum este statul ca și angajator? N-am
doamnă, e, deci e, nu cred că cineva care nu a avut legături cu statul nu poate să-și imagineze ce se întâmplă acolo. În primul rând că nu e angajator, nu e un angajator, ok, că îi face omului o carte de muncă e una, dar n-are nicio legătură nici cu business-ul, nici cu nimic, deci e altă lume acolo. Totul e diferit. Tipul de candidați care vin pentru astfel de joburi sunt diferiți de cei privați pe care îi recrutați? Ca tipologie, ca CV, ca interese? Evident că sunt și candidați care seamănă cu cei pe care i-am recrutat 20 și ceva de ani, dar vin și tot felul de specifici care sunt complet diferite și care nu ar putea să fie angajați într-o firmă privată sub nicio formă, pe niciun post. Dumneavoastră recrutați pentru zona de stat? Nu am recrutat. Nici nu vă doriți așa din atitudine, pare că sunteți... Am fost sceptic de la început și e unul din motivele pentru care nu am recrutat. Și pare că George îmi confirmă scepticismul. Dar se duc până la capăt recrutările? Adică într-un final sunt angajați în pozițiile respective? Sau multe sunt anunțate, se face un efort de recrutare, dar într-un final rămâne... Da, nu, o fac doar din obligație, fiindcă există o lege care obligă, însă ar face orice, numai să nu facă. Au fost câteva, dar foarte, foarte puține, câteva companii care chiar au luat în serios recrutarea și care chiar au vrut să găsească niște oameni buni, însă cei mai mulți nu o fac doar din obligație și pentru ei e un calvar să lucreze cu o firmă de recrutare, mai ales una care nu-i pasă de tariful de acolo, care oricum e de 10 ori mai mic decât luăm de la firme private și asta e oarecum o capcană pentru ei. Pentru că eu nu depind de nici de rezultat, nici de banii de la... Și atunci o faci doar pentru distracție. De la... Nu? Ok, poți să-i zici, da? Dacă ar fi fost pe niște tarife mai mari, atunci îmi păsa de banii aia. Da? Și atunci, mă rog, nu știu, m-aș fi străduit să... poate să fac mai multe compromisuri să le dau oamenii pe care i-ar fi vrut ei, chiar dacă nu erau buni, ca să-mi iau banii ăia. Așa, dacă nu iau aproape nimic, n-am de ce să fac un compromis și să le dau pe cine vor ei. Și e o distracție teribilă. Știți ce mi-a venit în minte? Un experiment interesant. Suntem la o televiziune de business. Cred că o să încerc să testez un concept în direct cu dumneavoastră. Cum ar fi să recrutăm un guvern prin executive search? Membrii guvernului, să vină un prim-ministru și să spună: eu vreau, stimați specialiști în executive search, să-mi găsiți cel mai bun om pentru poziția de ministru al economiei, al turismului. V-ați implica în așa ceva, dacă s-ar întâmpla? Eu unul nu m-aș implica. Repet, am aceeași reținere ca și în cazul companiilor de stat, pe de o parte. Pe de altă parte, dat fiind că guvernul are nevoie de o susținere politică, nu cred că un astfel de proces ar fi binevenit pentru un guvern. Cred că o majoritate care câștigă alegerile trebuie să fie în măsură să guverneze și înainte să își asume alegerile respective și înainte să își dorească să câștige, trebuie să se gândească, ok, ce vom face atunci când vom câștiga și ce echipă guvernamentală vom pune acolo. Nu să te trezești ulterior că ai nevoie de un headhunter să-ți recruteze un guvern. Ce credeți, domnul Butone? Ați recruta membrii unui guvern? Evident că da. Da, și dacă facem un reality show cu acest concept... În ce-i cu ea? Să recrutăm membrii unui guvern. Păi, vă asigur că orice firmă de recrutare din România, oricât de mică sau de neînsemnată, cu siguranță că ar face o recrutare mai bună decât tot ce s-a văzut în 20 și ceva de ani încoace.
Da, deci nu intrăm în discuție, evident că... Intrăm în zona de recomandări. Ce ați recomanda angajatorilor, în primul rând, când se adresează unei companii de executive search? Sunt lucruri, niște abordări sau niște teme cu care să vină mai bine pregătiți? Sau ce le-ați sugera în zona de potențial angajator pe piața aceasta? În primul rând, aș sugera să aleagă un consultant de executive search în care au încredere. E, aș zice, primul pas într-o colaborare bună între un consultant și un client. Dacă respectiva încredere nu există, nimic din ceea ce urmează nu duce la un final bun. De asemenea, ceea ce spuneam mai devreme, cred că ar trebui să se asigure că cel cu care se întâlnesc, cel care, să spunem, le vinde serviciul respectiv, este și cel care va executa serviciul respectiv. Sau, dacă nu este el, să se întâlnească cu cel care va executa acel serviciu și să evalueze consultantul respectiv. Și trebuie să țină cont de expertiza respectivilor consultanți, de resursele pe care pot să le aloce proiectului respectiv, de reputația pe care o au. Practic, noi ca și consultanți în executive search trăim din două caracteristici: expertiza noastră și reputația pe care o avem. Domnule Butunoi, ce ați recomanda candidaților care vin să se întâlnească cu dumneavoastră, fie că îi solicitați dumneavoastră, fie poate în mod proactiv caută o schimbare și vă solicită o întâlnire? În interacțiunile mele cu candidații, mare problema e întotdeauna, chiar și pentru oameni cu poziții foarte înalte, e cea de logică, da? Pentru că oricât ar părea ei de oameni inteligenți și deștepți, de multe ori vezi niște raționamente sau lipsa unor raționamente care te fac să te gândești cum e posibil ca la un om de vârsta aceea să nu poată să facă niște raționamente logice elementare și niște legături între lucruri pe care te aștepți să din afară. Bun, psihologii pot să explice asta în bună măsură. Da, când ai făcut toată viața tot felul de lucruri și ai fost expus acelor stimuli, ceea ce altuia din afară îi se pare absolut normal și logic, nu ți se mai pare. Deci sunt asta cu logica, care e o problemă. Bun, ca să faci un raționament logic, trebuie să reușești să te detașezi de contextul actual, ceea ce nu e ușor de făcut. Și, la urma urmei, tot de logică ține, știu eu, și frustrarea pe care o au unii, fiindcă nivelul de frustrare e extrem de mare și orgoliul. Da, un management al orgoliului, să știi să-ți faci un calcul exact cât te costă orgoliul, cât pierzi și cât câștigi, nu e ușa. Și aici, când vorbeam de logică, și logica intră aici în calcul. Deci un management al orgoliului cred că ar prinde bine mult oraș. Sunt sigur că și Alin știe bine despre ce vorbesc. Eu l-aș recomanda să fie ei înșiși, să se prezinte așa cum sunt ei de fapt. Și spun asta în următorul motiv. Sunt sigur că sunt oameni care au nevoie de un job. Și mie mi s-a întâmplat, la un moment dat, să am nevoie de un job. Și am căutat să mă prezint cât mai bine posibil pentru a obține acel job. Dar cred că cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să fii angajat într-un job pe baza unei prezentări diferită de realitatea pe care ți-ai făcut-o,
și după aceea să trebuiască să te comporți ca atare în jobul respectiv. Da, presupun că un mare efort pe parcursul unui proces de selecție poți să te prezinți într-un anumit fel. Dar pentru ca pe urmă luni, ani de zile să fii în același fel în jobul pe care îl obții, nu cred că e o recomandare bună de urmat. Deci oamenii ar trebui să se prezinte exact așa cum sunt ei și să fie conștienți de faptul că e bine să fie angajați pentru ceea ce sunt ei cu adevărat. Dacă îmi dai voie, mi-a venit în minte o recomandare. Deci le-aș recomanda candidaților și angajaților în general să nu mai consideră că angajatorii și managerii sunt atât de proști, pentru că e convingerea asta absolut generalizată în rândul angajaților, că sunt atât de proști managerii și directorii și cei care au... Și sunt buni cu pământul. Care iau... Deci o spun cu toată convingerea, da? Discuția, să zic, una din discuțiile cele mai frecvente e legată de Departamentul de Resurse Umane, care e dușmanul tuturor angajaților, mai ales fetele alea mici. Și spun, doamne, cât de proști pot să fie mai... Cum e posibil să se angajeze pe așa ceva la Resurse Umane? Toate firmele, toate corporațiile și toate alea mari angajează fetele astea și tot așa, până sunt unele mai mici, mai mari și... Ei, după... Și le zici, omule, toate corporațiile din lumea asta au fetișoarele astea de care spui tu, le au la Resurse Umane, au și mai... Și, da, alea, nu știu, eu când îi vorbesc de hiperfrecvență și de nu știu ce, nu înțelege nimic, da? Deci angajatorul e prost, fiindcă a angajat-o pe fata asta care nu înțelege nimic când eu îi spun de nu știu ce motoare de rachetă. Bun, dar dacă toți angajatorii din și toate marile corporații fac așa, nu te gândești că trebuie să fie ceva, că nu sunt toți proști. Ba nu, toți sunt proști. Aici intervine chestia de logică de care spuneam mai ne. Nu, sunt... Cum se poate să angajezi așa ceva, să ai... Nu-și dau seama, nu înțeleg business-ul. Ei, în fiecare zi aud discursul ăsta. Dar recomandarea este să mai gândesc un pic. Din punctul ăsta de vedere, ce provocări aduce pentru dumneavoastră să recrutați în domenii foarte diferite? Necesită să înțelegeți fiecare domeniu în parte până la un anumit nivel? Sau priviți cumva de deasupra zonei tehnice către o zonă mai generală de competențe? În destul de multe cazuri, cu cât mergi mai sus în cadrul organizației, cu atât contează mai puțin expertiza specific tehnică și cunoașterea tehnică a business-ului respectiv. Except în situațiile în care ești un chief technical officer al unei companii de un anumit tip. Dar chiar și acolo, probabil că nu ești cel mai bun scriitor de cod din compania respectivă. În același timp, este necesar, nu doar bine, să cunoști industria respectivă, să cunoști ceea ce se întâmplă în economia în cauză, în acel moment ceea ce s-a întâmplat anterior și, pe cât posibil, să vezi lucrurile un pic în avans. Din fericire pentru noi, sau poate din nefericire, depinde cum privim, aici în zona Europei de Est, e ușor să vedem cam cum pun alta lucrurile peste câțiva ani, pentru că ne uităm un pic mai departe și vedem cum arată lucrurile acolo. În multe cazuri ele ajung la noi cu oarecare întârziere. Deci avem un avantaj, aș putea spune, noi ca și recruiteri în această zonă. Dar acolo, pentru mine cel puțin, acolo unde eu am nevoie de o expertiză tehnică specifică pentru a evalua pe cineva, apelez la unul dintre colegii mei care are expertiza respectivă. Și din aproape 600 de oameni găsesc pe cineva care să aibă respectiva expertiză tehnică. Domnule Butunoiu, pentru că spunea domnul Popescu mai devreme că puteți vedea în viitor ușor văzând ce se întâmplă în Occident. Ce ne așteaptă pe zona aceasta de executive search, pe zona
pieței forței de muncă din punctul nostru de vedere pentru anii care vin? E schimbarea pe care o știe toată lumea, pe care o vede toată lumea. Internetul deja mănâncă și a mâncat o bună parte din business-ul ăsta și firmele deja în America cred că de 3 ani deja LinkedIn-ul a depășit piața tuturor firmelor de executive search la un loc de acum 3 ani. Da, deci se fac mai multe recrutări pe top management pe LinkedIn direct decât pe toate firmele de executive search și tendința bine, nu o să dispară firmele de executive search, însă se comprimă sau au soluția să-și schimbe modelul, să facă cumva ceea ce și fac, fie că admit sau nu, deci să includă partea asta de internet în modelul lor de business. Și la mine și la tine cu siguranță și la toată lumea, da? Deci timp de 15-20 de ani aveam banca de date și informațiile pe care nu le avea nimeni și asta era cel mai important asset al meu. Acum nu mai valorează aproape nimic. 90% din ce aveam eu și eram cel mai mândru, acum are orice copil, le găsește pe internet. Da, bun, au mai rămas câteva lucruri pe care nu are cum să le ia internetul, însă experiența, reputația, să da, și accesul la anumite informații pe care nu le găsești pe internet, capacitatea de a înțelege din informațiile de pe internet care sunt adevărate și care nu. Ceea ce, cu cât sunt mai multe informații pe internet, bun, e un avantaj, dar e și un dezavantaj, că nu mai știi care sunt adevărate și care nu. Da, bun, și atunci sunt cei care știu totuși mai mult decât alții și pot să facă diferența. Nu o să dispară cu totul. Da, meseria asta, însă îi se schimbă natura, cu siguranță. Pe piața de muncă, cred că ce vedeți? Aș vrea să completez aici puțin. Cred că această abundență de informație este un neajuns pentru activitatea de recrutare. Pare că informația este la dispoziția tuturor, însă cantitatea de informație și, în unele cazuri, lipsa de veridicitate a informației respective este o foarte mare problemă. Și dacă ar fi să punctați ceva despre evoluția pieței forței de muncă, așa cum o vedeți în viitorii 2-3 ani, dincolo de zona de executive search, ca o evoluție a pieței în general? E o zonă pe care o cunosc foarte puțin. Nu m-aș hazarda să fac niște predicții cu privire la o zonă pe care nu o cunosc. Sunt autori de... Ce pot spune este că organizațiile vor tinde să fie din ce în ce mai flexibile, să își schimbe probabil din ce în ce mai des modelele de business, structurile de organizare, structurile lor vor fi din ce în ce mai flexibile, va continua probabil această maree insourcing, outsourcing, centralizare, descentralizare, ciclurile vor fi mult mai scurte, iar oamenii vor trebui să se obișnuiască cu aceste cicluri. Există niște teorii că joburile vor fi tot mai mult mecanizate și oamenii înlocuiți de roboți. Credeți că va fi o realitate sau este încă o ficțiune? Păi e deja o realitate și oricum la modul general, ca să-l completez pe Alin, e foarte evident și în România și în celelalte țări și în America o tendință de polarizare. Da? Fiindcă înainte modelul clasic de întreprindere era cumva o trecere lineară de la pozițiile joase la pozițiile de top. Da? Odată cu tehnologia și cu internetul și cu tot ce înseamnă asta, sunt
mai puține poziții de tot, dar sunt mai puternice, mult, mult mai puternice și deci e cumva o masă mare de practic se egalizează. A dispărut pătura de mijloc? Practic pătura de mijloc și cu cea de jos tind să se egalizeze, inclusiv la nivel de salarii, da? Și după aceea e o trecere bruscă către top management, care are mai multă putere, are mai mulți bani. Deci diferența de salarii dintre cei 90% și cei 10% crește mult mai brusc decât era înainte. Înainte era linear, se vedea. Da? Și polarizarea asta e peste tot, nu numai în business. Dacă te uiți și în învățământ, vorbeam cu profesori, câțiva studenți acum sunt mult mai buni decât erau înainte, decât eram noi. Da? Dar cei mai proști sunt mai proști decât înainte. Da. Dacă te uiți și la zonele de dezvoltare, sunt câțiva poli, București și așa mai departe, dar da, restul țării prin regiunile alea sărace sunt mai sărace decât erau înainte. Deci totul se polarizează și asta e extrem de periculos. Și în America procesul ăsta de polarizare am văzut destule studii. Și practic tehnologia da, îi diferențiază pe oameni. Sunt cei care sunt în fața ecranului, care apasă pe niște butoane, da? Și cei puțini care sunt în spatele ecranului, ei care fac pe ce butoane să apeși, ce se întâmplă când apeși pe butoane și așa mai departe, aia dețin putere și dețin control și toți banii se duc la ei. Și practic acum e mult mai greu să treci către clasa de sus decât era înainte. Au ajuns niște caste. Da. Eu aș zice că sunt anumite industrii care sunt mult mai predispuse la automatizare și spune și George, vedem și la noi. Dacă acum câțiva ani sunai la operatorul tău de telefonie mobilă și răspundea un om, în unele cazuri de prima dată, în momentul de față durează ceva timp până răspunde un om. Vorbești foarte mult timp cu un așa zis robot. Domnule Popescu, domnule Butună, ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Cu siguranță cei care ne-au privit au tras multe învățăminte din această discuție. Vă mai aștept și la alte ediții viitoare la Economia 21. Vă mulțumesc! Bine, și noi. Mulțumim, bună seara!